Aproape 230 de controle în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă au fost efectuate pe parcursul lunii septembrie de către inspectorii de muncă Hunedoara. Zeci de angajatori au fost sancționați, fiind constatate peste 170 de deficiențe, iar amenzile au fost în cuantum de aproape 180.000 de lei. 24 de angajatori din cei 225 au fost sancționați aplicându-se 42 de sancțiuni contravenționale, 21 de amenzi în valoare de 179.500. Dacă discutăm despre domeniul relațiilor de muncă, aici numărul de controle a fost 116, 171 deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate. Au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, dintre care 13 avertizmente și 5 amenzi în cuantum de 102.000 lei, din care 100.000 de lei reprezintă amenzi aplicate pentru primirea la muncă a uneia sau mai multe persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Asta reprezintă 5 persoane fără contract de muncă. În domeniul securității și sănătății în muncă s-au efectuat 109 controle, în urma cărora s-au identificat 142 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere a neconformităților constatate. Inspectorii de muncă au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale, dintre care 8 avertismente și 16 amenzi în cuantum de 77.500 de lei. Ca și deficiențe constatate, cum spuneam, în cadrul REME, munca fără forme legale, timpul de muncă, timpul de odihnă, nerespectarea repausului săptămânal, lipsa condiții de prezență, lipsa contractelor de muncă la sediul angajatorului sau la punctul de lucru organizat. În domeniul SSM putem enumera ca și deficiențe neorganizarea activității de SSM, lipsa verificării prizelor de pământ, lipsa instruirii și încă alte deficiențe care sunt prevăzute de legislație. Inspectorii ITM Hunedoara vor continua controlele în același ritm până la finalul acestui an.